Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim ceva special și anume gamberi la cuptor sau creveți, cum îi spunem noi în românește. Sunt foarte frumoși, foarte mari, pregătiți pentru cuptor. Pentru asta avem nevoie de ulei de măsline, pătrunjel, busuioc, un păhărel de apă, oregan, delicat, un păhărel de vin, usturoi și roșii micuțe. Mai întâi vom pune ulei de măsline. Apoi vom turna vinul. Apoi vom turna și apa. Iar acum începem să tăiem usturoiul micuț. Tăiem pătrunjelul mărunțel. Tăiem roșiile în două. Începem și punem roșiile. Deasupra la gamberi. Am terminat de pus roșiile. Acum o să punem un pic de delicat, condimento per il pesce, condiment de pește este bun. Am pus și delicat. Punem un pic de oregan. Oregano. Cine vrea poate să pună și un pic de piper negru. Dar cum noi nu mâncăm piper negru, în special soțul meu, că lui îi plac acești pești, acești gamberi, îl pun pe tot că e bun, oreganul este bun. Acum o să punem pătrunjelul. Îl punem pe tot. Iar acum o să punem busuioc pe care îl rupem cu mâinile. Știți cum e aici în Italia? Nici o masă fără busuioc. Basilico. Așa e aici. În toate rețetele se pune. Și am terminat. Acum că am terminat de pregătit gamberii, creveții, îi băgăm la cuptor pentru circa 30-40 de minute, că îi mai probăm din când în când, la cuptor la 180 de grade. Și gamberii noștri, creveții, s-au făcut. Arată foarte bine. Și cred că sunt buni și la gust. Frige. Uitați ce frumoși sunt aici. Curățăm crevetele. Să vedem cum este în mijloc. Soțului meu îi plac acești gamberi, creveți. E nebunit după ei. Uitați. Așa arată. Și este bun de mâncat. Aceasta a fost rețeta mea. Și dacă v-a plăcut și vă place, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Vă pup și vă doresc sărbători fericite tuturor.